Decalajul ăsta, aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că e un decalaj între cerere și ofertă care nu va dura. Este într-adevăr din ce în ce mai mare, se va accentua în anii care urmează, cererea va crește, însă trebuie să fim atenți și la un alt aspect, că el a crescut pe modelul de fabrică de soft fabrica de soft mai are după părerea mea cam 15 ani de viață și gata. Pentru că au apărut foarte multe programe care pot genera soft. Și atunci meseria asta de muncitor industrial de fabrică de soft, care este meseria de programator, va începe să aibă probleme dacă nu găsim la timp o soluție ca numărul mare de oameni care lucrează în domeniul ăsta, ușor, ușor, să fie duși către domenii mult mai creative, care să fie tot în zona producției de software, dar care să nu necesite neapărat doar cunoașterea unui limbaj de programare și atât. Din fericire, facultățile noastre pregătesc în mult mai mult de atât. Și atunci a, premiza pentru a face a, translația asta nu este, a, există, nu, nu, nu e o problemă pentru România. Deocamdată însă e adevărat a, crește decalajul între cererea de forță de muncă în domeniu și oferta. Noi producem cam 7.000 și ceva, aproape 8.000 de, de specialiști pe an, ori cererea a cam depășit 12.000 pe an. Există două căi prin care se poate rezolva problema asta. Prima cale este să înțelegem că în fabrica de soft muncitorul nu are nevoie de facultate. Că facultățile noastre de fapt pregătesc arhitecți, ingineri software, analiști care, da, sunt în altă zonă a fabricii de soft și care sunt folosiți în general ca muncitori în fabrica de soft. Prima soluție este să mergem spre liceu, adică să creștem baza de recrutare mergând spre liceu. Lucru care mi se pare deja important pentru următorii 10 ani. A doua cale este să facem și noi ce fac alții astăzi în România, adică outsourcing lucrul ăsta deja a început către Republica Moldova și către Ucraina. Încă mai există din inerție așa ideea că programatorul este un fel de scientist. A fost. A fost acum 30-40 de ani, când nu erau foarte bine delimitate rolurile în industria de care vorbim. Acum, scientistul se ocupă de altceva, inginerul software de altceva, arhitectul de altceva, analistul de altceva, programatorul practic preia un proiect pus la punct de arhitectul software pe baza a ceea ce a gândit analistul și sub îndrumarea unui inginer software transformă proiectul acela într-un program. Aici trebuie să, să facem uh, un pas important și ăsta trebuie să fie dublat de o translatare către centrele de cercetare-dezvoltare. Fabrica de soft, să o mutăm ușor, ușor către centrele de cercetare-dezvoltare. E foarte greu să dezvolți o industrie când nu ai, când piața ta... Principală nu este în țara în care dezvolți industria. Adică e mult mai greu să dezvolți o industrie de export decât să crești organic în, în, în țara în care trăiești și după aceea să începi să te extinzi în alte țări. E mult mai greu. Și din cauza asta este foarte important să reușim să creăm și o piață pentru industria de software în România care înseamnă multe lucruri. Pleacă cu alfabetizarea digitală, pleacă cu ideea că e bine să dai bani pe soft. E foarte important lucrul ăsta. Pentru că altfel n-ai cum să crești o industrie care nu are venituri. Vorbeam de un decalaj între uh, circa 7.000 de absolvenți per an și o cerere de circa 15.000 de absolvenți care să intre mâine, poi mâine, în locurile vacante, să ocupe locurile vacante oferite atât de industria ITNC, cu preponderență de industrie, dar și de alte industrii care au nevoie de specialiști cu schiluri, cu competențe digitale serioase. E vorba și de alte domenii care au introdus și, din ce în ce mai mult, IT-ul ca un facilitator al business-ului respectiv. E vorba de sector energetic. De sănătate, în mare măsură, din ce în ce în mai mare măsură, de transporturi și de a, și așa mai departe, distribuție, bineînțeles. Toate aceste domenii au nevoie de it sau de oameni. Cu o pregătire medie, dacă nu chiar superioară, în domeniul IT-ului. Pentru că IT-ul a devenit, vorbaia, prezent în toate cele, în toate sectoarele și va deveni. De aici e creșterea aceea pe care Europa a văzut că nu o poate controla într-un fel, și pe care, de consecință, Comisia Europeană a decis din 2010 încoace să dedice și să se focuseze pe niște campanii în fiecare țară din, dintre statele membre pentru a convinge, până la urmă, tineretul preponderent, dar și ceilalți cetățeni care poate sunt doritori să-și părăsească uh, slujbele lor uh, inițiale și să se, uh, să facă training să se repoziționeze în cariere bazate pe IT. Cam asta este esența, să spunem, acestor campanii numite e-skills for jobs, de exemplu, nu competențe digitale pentru locuri de muncă, unde de ani și ani împreună lucrăm și coordonăm aceste activități. Un număr mare de facultăți care, din păcate, au și o cifră de școlarizare foarte mare și pregătesc oameni în domenii în care devin șomeri la sigur. Nu vreau să dau numele acelor specializări ca să nu-mi sară categoria înaltă în cap. Și atunci o las sub denumirea asta, sub sintagma asta care nu are, repet, vreo legătură cu arta sau cu manierele. Problema este că, din păcate, avem foarte mulți tineri care au absolvit asemenea facultăți. Unii au făcut greșeala să creadă că dacă mai absolvă încă una, o să sigur în momentul ăla o să-și găsească de lucru. Au făcut încă una similară. Uh, unii și-au dat masterate, doctorate acolo. Și uh, problema este că oamenii ăștia nu-și găsesc de lucru. Din fericire există inițiative care permit o conversie ușoară către Meserii din zona asta a tehnologiilor, în care, iarăși, din fericire, nu e neapărat nevoie să știi foarte multă matematică sau foarte mult din zona științelor. Nu pot să spun că sunt foarte fericit că România face mult outsourcing. Problema pe care o avem pentru că trecerea de la outsourcing la produse de proprietate intelectuală e o problemă. Din fericire nu mai facem outsourcing pe bucățele cum făceam acum 15 ani și pe un produs cap coadă, de multe ori chiar gândit aici. Problema pe care o avem este uh, incapacitatea noastră de a accesa piețele mari. Și asta o avem, nu numai noi, o au cam toate țările care au ieșit de dincolo de cortina de fier, o au în continuare. Am pierdut momentul acela când totul se dezvolta organic și asta e. Răul a fost făcut în, la prima reformă a sistemului de învățământ, de asta e rău că, din păcate, statul stă nepermis de mult în zona în zona învățământului, că vorbim de un sistem de învățământ. Asta, după părerea mea, nu mai are nicio legătură cu lumea în care trăim. Da, toată lumea se gândește încă așa. În mod normal, o școală ar trebui să fie un grup de profesori care propune o curiculă. Punct. Mă duc la ea că eu consider că ce propune grupul ăla de profesori e în ordine pentru mine. Un alt grup de profesori poate să propună o altă curiculă. Ideea asta cu curiculă uniformă, cu teste naționale, astea sunt lucruri care trebuie abolite pentru că nu mai au nicio legătură. Ele vin din uh, secolul al, al XIX-lea, din perioada primei Revoluții Industriale. Suntem în a treia Revoluție Industrială. Tipul de om de care are nevoie a treia Revoluție Industrială nu are nicio legătură cu tipul de om de care a avut nevoie prima Revoluție Industrială. Creativitate înseamnă un lucru nou. Nu înseamnă că nu l-a mai făcut nimeni până atunci. Care are valoare. Adică într-o tranzacție cineva îl schimbă cu un lucru similar. Cu bani sau cu un lucru similar. Foarte puține lucruri sunt creative când le vedem așa. În rest putem spune că orice gogârț pe care îl pune oricine pe orice e creativitate. Nu e. Nu spun lucrul ăsta pentru că începem să avem limbajul poate deforma realitatea și poate să o abată foarte mult de la realitatea din spatele realității. Există un istoric în, în, în Israel, la Universitatea din Tel Aviv, se numește Yaniv Harari, eu sper să-l aducem și în România să conferențieze, care a scris o carte foarte interesantă, se numește Sapiens, s-a tradus și în engleză, a mai scris una acum, dar e doar în ebraică, și care vine cu o teorie care mi se pare adevărată. El spune că dacă prima Revoluție industrială a venit cu clasa muncitoare, a treia Revoluție industrială vine cu clasa oamenilor inutili. Și trebuie să înțelegem că lucrul ăsta se va întâmpla. Iar statele care vor fi câștigătoare vor fi cei care vor avea extrem de diminuată clasa asta. Ea nu va fi un vector social major în paralel cel puțin cu, cu, aceste programe pe care noi, iată, le coordonăm și în România, există și dorința manifestă a, să spunem, Comisiei Europene, dar a guvernelor până la urmă, de a încuraja antreprenoriatul digital. Deci ele merg mână în mână. Până la un punct, sigur că da, dar merg mână în mână. Ce lipsește iarăși europenilor, în general e cam este... cam ce ne lipsește și noi. Da, adică curajul... Piața, nu, piața ne lipsește. Piața, sigur. Și capacitatea de a face marketing și vânzări. Nu ne lipsesc lucrurile astea și în general europenilor le lipsesc. Și noi despre ce vorbim? Lumea aici, ce, vorbesc <coughs> despre tehnologie, că le place lor tehnologia, chestii de genul ăsta. Nu. Toată tehnologia asta, crește foarte mult productivitatea muncii. O să spun ceva, iarăși un concept abstract, o porcărie, da? Așa pare, dar o creștere a productivității muncii de 5% pe an dublează într-o generație nivelul de trai. E? Și uite că nu prea mai pare o chestie abstractă și neplăcută chestia asta. În anii 50, în Europa, imediat după al doilea război mondial, productivitatea muncii era cam de 6% pe an. Și în Statele Unite cam tot atât, și în Japonia cam tot atât. În toate trei regiunile astea, între timp, a scăzut și este de 2% pe an. Adică șansele ca nivelul de trai să se dubleze într-o generație nu mai există. De asta, a treia revoluție industrială readuce și speranța asta. Cred că dacă am mizat serios alături de această industrie care trebuie dezvoltată și care trebuie făcută, dus, creată translația asta de la fabrica de soft la centru de cercetare-dezvoltare, trebuie să facem aici translația asta în anii care urmează, cred că dacă am adăugat industria de fabricație aditivă unde și industria de, de, bioinformatică unde acum se ridică valul și aia care știu lucrul ăsta, se suie acum pe placa de surf, nu se suie când valul e sus, că atunci mare lucru, de acolo cobori. Uh, cred că dacă facem pasul ăsta acum, este posibil ca în 10 ani aceste două industrii să însemne o dată și jumătate industria de IT și comunicații. Nu sunt industrii care angajează mulți oameni, e adevărat, dar sunt industrii care, prin taxele și impozitele pe care le plătesc, și e îngrozitor ce o să spun acum și o să mă înjure toată lumea, știu lucrul ăsta, vor putea susține și o parte din clasa oamenilor inutili care este sigur că o să apară și în România, așa cum o să apară pe toată planeta. Comisia Europeană estimează, potrivit unor studii pe care de altfel le-a și comandat în ultimii 2-3 ani, estimează un deficit de peste 850.000 de cadre pentru orizontul anilor anului 2020. Sigur, la nivelul european, la nivelul industriei ITNC și nu numai. Spuneam tot timpul că este vorba de locuri vacante și în industrie care folosesc intensiv IT-ul. Evident că este un număr fascinant de mare. Asta înseamnă oportunitate pentru toate statele europene să-și dedice politicile educaționale pentru facultăți, pentru academia, vorbim sigur de, de universități, școli, și nu în ultimul rând, pentru unele organizații care își dedică primordială activitatea, către formare profesională. Deci este o oportunitate foarte bună. Evident că la nivelul anilor sau anului 2020 poate că se va reduce, evident, acest decalaj și prin aceste programe pe care le vor iniția inclusiv în România. De ce nu? Sub această, să zicem, umbrelă numită Coaliția e for IT, pe care am lansat-o deja, dorește până la urmă să conjuge și să unifice eforturi, inițiative venite din zona academică, din zona instituțională și, evident, din zona IT. Deci, toate aceste activități încercăm să, să le unificăm. Statul, după părerea mea, trebuie să fie mic, nu trebuie să fie un stat hipertrofiat și care să investească cu cap acolo unde merită investit și să lase cu cap să moară acolo unde lucrurile sunt iremediabil moarte. În Europa se gândește exact pe dos. Banii se bagă acolo unde lucrurile mor și sunt ținute o grămadă de, de, de domenii în a, la, la aparate, așa să, să supraviețuiască, dar numai sub controlul aparatelor și ideea că statele pot investi nu prea există investești, adică pui niște bani într-un domeniu care îți aduce foarte mulți bani înapoi. Dacă nu gândești de acum felul în care o să arate viitorul, s-ar putea să vină viitorul la peste tine și pe urmă să te miri că arată așa.